Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Casele Abonaților, episodul cu numărul 30 și ultimul din sezonul cu numărul 3. Însă, înainte de a vedea și noi toate construcțiile din acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles să aștept și comentariile voastre, să-mi spuneți care din următoarele restaurante vi s-a părut cel mai drăguț, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Așa că, dragilor, haide să nu mai lungim vorba și să vedem și noi primul restaurant din acest episod. Ei bine, și am ajuns la primul restaurant, este trimis de către Andreea, o altă abonată Andreea, nu cea care îmi trimite de obicei. Și acesta este restaurantul, este trimis pe Gmail, se prezintă destul de interesant la exterior, puțin cam mult negru aș putea spune, dar îmi place că ai ales să-l pui oarecum în apă, așa se vede destul de drăguț. Dar haide să ne uităm la interior, pentru că aici sunt chestiile importante și este destul de mare din ce observ eu. Deci clar, în partea de sus avem grupul sanitar, cele două locuri pentru bărbați și pentru femei. Nu sunt foarte multe lucruri de zis aici, îmi place foarte mult cum ai pus chestia aceasta aici, dar haideți să ne uităm la parter, pentru că aici văd niște lucruri destul de interesante. Dar ce de lux e aici! Și foarte mare aici, dacă dai asta la o parte poți să faci o nuntă frumos, barul pe partea asta, măsuțele aici, după care avem bucătăria și aceasta destul de mare. Totuși cred că puteți să faci bucătăria puțin mai mică și să pui niște canapele, ceva ar fi fost destul de interesant. Îmi place aici frumos intrarea în restaurant, avem și un loc, cred aici ceva de relaxare, după care în partea aceasta aici găsim acest loc special pentru ospătare unde își vor lăsa toate vasele murdare. Însă restaurantul se prezintă destul de interesant, chiar arată foarte bine, este un restaurant foarte modern din ce observ eu aici. Poate aș mai fi adăugat și un televizor, ceva, și parcă sunt prea multe lumini așa, dar overall restaurantul se prezintă foarte bine, îmi place cel mai mult că ai ales să-l faci oarecum un restaurant plutitor. Așa că pentru acest restaurant vei primi de la mine 4 steluțe și sper să mai îmi trimiți pe viitor, iar noi dragilor, haide să vedem cel de-al doilea restaurant din acest episod. Am ajuns la restaurantul cu numărul 2, este trimis de către Alex și haide să vedem ce construcție avem aici, bineînțeles pe galerie de data aceasta. Ne uităm puțin la exterior, vedem oarecum că nu s-au așezat lucrurile foarte bine aici, cred că a fost construit pe un alt lot, dar nu este asta o problemă. Și vedem frumos aici că avem o mică terasă, foarte drăguță, cochetă, și îmi place că ai pus și pe aici prin partea aceasta cu aceste culori, se vede chiar foarte bine. Avem și o terasă exterioară, ca și construcție nu este foarte impunătoare sau ceva, o formă clasică, dar haide să ne uităm la interior să vedem cum stau lucrurile și mergem în partea aceasta. Ce drăguț arată, îmi place, uite ce grup sanitar aici, foarte drăguț, dar cred că trebuia oarecum cu WC-uri din acelea speciale pentru magazine, nu acestea. Și aici avem o sală, îmi place cum ai ales să pui mesele acestea și culorile și îmi place foarte mult acest acvariu de pești. Iar aici avem terasa care și aceasta arată foarte bine, îmi place foarte mult cum ai ales culorile în special. Dar haide să ne uităm și jos, aici sigur avem și bucătăria, aici este puțin mai mic. De ce o să fi ales voi să faceți bucătăriile atât de mari? Însă îmi place cum este utilată absolut tot ce îi trebuie și aici că ai pus diferite obiecte pe această masă de lucru. Iar în partea aceasta avem o mică cămară sau ceva unde se țin toate lucrurile. Avem și un dăsta de vin. Foarte bine ți-ai imaginat acest loc. După care aici avem sala de la parter care e puțin diferită față de cea care este la etaj. Și dacă stau să fac o comparație între cele două, asta cred că este mult mai luxoasă. Poți să ne spui în comentarii dacă asta a fost și ideea, să faci un restaurant în partea de sus să fie mai luxos, iar jos aici să fie mai pentru toată lumea, ca să zic așa. Îmi place și ăsta cum l-ai pus aici. Overall, restaurantul se prezintă foarte bine și chestiile acestea pentru anotimpul rece, văd că și aici avem iarăși niște mese. Pentru acest restaurant, Alex, vei primi de la mine 3 steluțe și sper să mai îmi trimiți pe viitor. Așa că, dragilor, haideți să vedem următorul restaurant. Restaurantul cu numărul 3 este trimis de către Floriana și haideți să vedem ce avem aici, un restaurant puțin mai diferit de data aceasta, însă sunt foarte curios să vedem ce este la interior, pentru că exteriorul nu este destul de mare. Și vom începe cu partea de sus a restaurantului, haideți să vedem ce se află aici. Este un restaurant foarte cochet ăsta, îmi place așa cum ai ales să pui astea pe aici, clar este un restaurant de lux, însă aș mai fi adăugat, cred eu, niște lucruri pe aici, nu știu, pentru ospătar cu siguranță trebuia ceva adăugat aici, dar în rest arată așa foarte bine, la fel și pe pereți ar fi trebuit să pui niște tablouri, mă gândesc. Aici avem grupul sanitar, este în regulă, foarte drăguțe aceste flori pe care le-ai pus, adaugă un plus de culoare. Și haideți să vedem ce găsim la parter.
ia uite ce e aici, mamă ce mișto e chestia asta de jos. Băi, arată bine. Uite aici ai pus un tablou, puteai să mai adaugi și pe partea asta ceva. Și muzică, bineînțeles, trebuie adăugată. Și asta e bucătăria, iar de data aceasta avem o bucătărie mai mică. Îmi place așa cum ai utilat-o, are exact tot ceea ce îi trebuie. Dar zona asta de aici chiar se vede foarte interesant. Și îmi place și această balustradă pe care ai pus-o aici. Dă un efect foarte drăguț. Și cred că trebuie să mai adaugi niște flori. N-ai pus alea de ospătare, trebuiau adăugate. Și pe aici poate niște geamuri ceva, dar e ok construcția la cum te-ai gândit așa. Și vreau să văd ce se află și jos aici, în partea aceasta. Deci eu, ia uite, fiți atenți că este și jos ceva. Acum am văzut. Deci în partea asta, vai, nu pot să cred. Foarte șmecher. Uite, în partea asta aici avem astea puse. Ok, și pentru ospătar cam greu să urce sus la etaj cu toate farfurile și astea. Dar rest se prezintă foarte bine. După care aici arăși avem un grup sanitar. Mamă, dar totul pe alb așa. Chiar nu mă așteptam să găsesc aici ceva. Am crezut că nu se află nimic. Oricum, foarte interesantă ideea și îmi place aici cum avem locul acesta în care vor intra practic toți clienții noștri. Și cam acesta este restaurantul. Chiar nu mă așteptam să văd partea aceea de jos. Credeam că doar aceste două locuri. Iar pentru acest restaurant vei primi de la mine 4 steluțe și sper să mai îmi trimiți pe viitor. Iar noi, dragilor, haideți să vedem restaurantul cu numărul 4. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești din descriere. Și am ajuns la restaurantul cu numărul 4 din acest episod. Este trimis de către Ada și haideți să vedem ce a construit aici. Destul de interesant la exterior și chiar are o formă foarte drăguță. Îmi place foarte mult cum mai ales să pui chestiile astea pe aici prin față. Văd că are și o siglă, foarte drăguț, chiar arată foarte bine. Însă mă interesează foarte mult la interior. Ia uite și chestiile astea se văd foarte bine pe aici. Ia să vedem noi ce avem la etaj în partea aceasta. Ok, aici avem o bucătărie. Cred că sunt de fapt două bucătării sau ceva. Foarte drăguț. Ia să vedem dacă punem cu pereți așa. Ce fain arată. Ok, și cum ai pus tapetul acesta? Și este o bucătărie open space din ce observ eu aici, după care avem grupul sanitar. Aici avem locul unde vine la restaurant și avem aceste uși foarte interesante care trimit direct către terasa aceasta și sunt tot timpul deschise, chiar se vede foarte bine. După care aici mai avem iarăși încă o ușă care duce practic direct afară, deci poți să te duci direct afară pe aici, cred. Și haideți să vedem și la parter aici exact cum așteptam, practic sunt două restaurante într-unul. Din nou avem o bucătărie pe partea aceasta, aici avem și un pian, un ring de dans avem, aici puteai să mai adaugi, cred, ceva, nu știu, o floare, mă gândesc. Din nou iarăși avem aici un grup sanitar și iarăși această ușă pe partea aceasta care face legătura cu o terasă exterioară foarte interesantă. Cum naiba să intrăm în restaurant? Pe unde intri? Deci eu dacă urc scările astea, ajung sus, dar cum naiba intru pe aici? Dacă mă duc pe partea asta, nu intru pe aici. Asta că sunt într-o dilemă, nu știu pe unde naiba intri în restaurant, pe la parter. Nu am văzut aici ușa sau ce naiba o fi. Deci e intrarea asta care te duce sus și să coboară, fiți atenți, de fapt aici prin partea asta la altă, deci urc sus și ajungi la restaurantul de jos doar pe aici. Foarte interesant ai gândit. Și dacă acesta este restaurantul, chiar mi-a plăcut și vei primi de la mine pentru acest restaurant 5 steluțe și mă gândeam totodată în acest episod dacă voi avea un restaurant de 5 steluțe. Place foarte mult cum ai ales și modelul construcției. Se vede că este ceva mai realist. Așa că, dragilor, am ajuns la final de episod. 4 restaurante am avut. Mă așteptam să primesc mai multe din partea voastră, însă cred că ați fost puțin cam leneș, dar sper ca pentru următorul episod să primesc mai multe construcții. Iar acum că am ajuns la finalul sezonului cu numărul 3, o să avem o mică pauză. Bineînțeles, pentru următorul sezon vreau să pregătesc ceva mult mai interesant, adică vreau să schimb puțin tot procesul acesta, să începe să trimiteți din nou mai multe căsuțe. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre. Iar până la un nou clip de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!